Bun găsit, dragi prieteni, iată că s-a rupt filmul, dar până la urmă începe un altul. Astăzi este un început de săptămână, cum rar am mai avut să întâlnim. Pe undeva de sâmbătă dimineața și până mijlocul acestei zile, alți 15 oameni s-au prăpădit după incidentul din Clubul Colectiv, însă n-am putea să spunem totuși că pentru politicieni weekendul n-a fost un sfetnic bun. Pentru că ei s-au remobilizat, s-au rearanjat până la urmă, propunerile pentru numirea unui nou guvern continuă. Da? Astăzi a fost a doua rundă de negocieri. Iată că partidele politice sau măcar PSD-ul au venit cu un nume de tehnocrat, pentru că nu-i așa, asta cere în momentul de față piața universității sau strada, cum îi se spune în termen generic. Sigur că s-au repliat, am putea să spunem, politicienii, au avut răgazul acestui weekend în care au stat în cuibușoarele lor bine construite, trainice și au venit astăzi spășiți, sigur, politicienii la aceste întruniri care, evident, sunt pe muchie de cuțit sau pe viață și pe moarte, dacă vreți, pentru politica românească. Și ne-am trezit cu acest nume al lui Liviu Voinea, neanunțat de nimic, practic, până acum, a propus de partidul lui Liviu Dragnea, adică de social-democrați, aceștia pretinzând că domnul Voinea susține și se integrează, practic, în ceea ce și-ar dori poporul în momentul de față, adică e mai degrabă un tehnocrat, deși el a fost ministru, ministru al bugetului, a aparținut de PSD, da? Nu este o figură curată, nu este o figură venită de nicăieri, este până la urmă o minge băgată în grămadă de unii care scot tot ei, da? N-a putut mai mult Partidul Social-Democrat. Și aici, sigur, e o altă istorie, pentru că astăzi orice frază, spunem, deschide alte căi. Și aceasta, de exemplu, face la fel. Adică, după ce se știe foarte clar că nici liberalii și nici social-democrații nu au propuneri viabile, pentru că partidele nu sunt compuse pentru astfel de situații de criză, vă rugăm să iertați, dar nimeni nu s-a gândit în cadrul marilor partide politice românești că va fi vreodată nevoie cu adevărat de un moment zero. Deci ei nu sunt pregătiți, bineînțeles, să ofere alte soluții decât tot politice, cu oameni poate ușor mai îndepărtați pe eșichier, dar care, sigur, au făcut parte mai mult sau mai puțin din aceste structuri viciate, putre de astăzi, care miros atât de urât în stradă. Deci ce putea să facă PSD-ul mai mult decât să vină cu un astfel de nume, care evident nu are șanse să devină premierul României și mai prin faptul că Klaus Iohannis nu va asculta de Partidul Social Democrat, nu va asculta pentru că nu vrea, pentru că n-are încotro și pentru că nu e o soluție chiar atât de bună. Voinea are 40 de ani și a fost unul dintre miniștrii bugetului în guvernele Ponta, cel care a avut printre altele ideea electoratei, reamintim, o schemă fiscală pentru restructurarea creditelor aplicate pentru persoanele cu venituri brute de cel mult 2200 de lei pe lună, și în mandatul căruia s-a introdus supraacciza la carburant și taxa pe stâlp, printre altele. Sigur că este un nume vehiculat pe repede înainte, nu s-au putut gândi la mai mult PSD-iști într-un weekend, e clar că nu va fi premier. Liberalii, care au văzut că au pierdut această partidă corectă și cinstită, ca să o cităm pe Alina Gurghiu, cu alegerile anticipate, de altfel puțin fezabilă până la urmă și nu chiar atât de corectă și de cinstită, nu văd de ce era atât de corectă și de cinstită, mai ales că toată lumea știe astăzi și cei din stradă au învățat politică foarte repede, în câteva zile sunt la curent cu ce se întâmplă în societate. Alegerile anticipate nu le-ar oferi partidelor nenăscute încă nicio șansă. Deci de unde atâta cinste la liberali? Ei n-au decât un singur țel, acela de a ajunge la putere pe fundul căderii, evident, în abis a Partidului Social-Democrat, despre care se spune că este cel mai afectat în aceste momente, având în vedere cazurile care s-au întâmplat în ultima perioadă, cunoscute de toată lumea, incluzându-l aici pe polițistul Gigină, da? Pentru că domnul general Oprea era și el văzut și asemuit tot ca un apropiat al PSD-ului. UDMR-ul de asemenea anticipa acest lucru la un moment dat, țin minte că și ei spuneau, când nu le convenea, sigur, acest lucru, că până la urmă, jocul lor era, de o parte erau ei și de o parte erau UNPR-ul. Da? Și în față stăteau marile partide politice, iar astea alte două erau niște accesorii. UNPR-ul și respectiv UDMR-ul, cum cădea moneda. Arunca în sus, pe ce cădea, ăia erau. Dar în fine, nu despre asta vrem să vorbim.
A mai fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice, domnul Voinea, unde s-a remarcat prin propunerea de a prelua, citez, modelul suedez al denunțătorului, o turnătorie mai camuflat așa de niște litere, menit să majoreze încasările la bugetul de stat. Într-un interviu acordat o tempora în 2013, Voinea a declarat că știe că pe culoarele ministerului se spune Tom Bugețel. Cât timp a fost responsabil de buget, el n-a avut o viață chiar așa de ușoară cu Partidul Social Democrat, fiind criticat că nu dă drumul la bani la nivelul administrațiilor locale. În fine, era vorba de baroni, erau mai multe încrengături acolo. Cel propus de social-democrați pentru conducerea guvernului este profesor la AS și SNSPA și s-a remarcat ca analist economic înainte să intre în politică. Se pare că totuși nu este destul. Bun, mai departe, întrebați dacă vor guvern tehnocrat sau dacă sunt de acord cu el. Spuneam, liberalii care se repliază și ei după acest eșec deja cu anticipatele, zic că da, vor și ei tehnocrat, pentru cum ar fi fost să vină cu un om politic dintre ăsta descoperit după aia în 2-3 zile că e mare jupân pe nu știu unde și atunci sigur că se preferă varianta tehnocrată pentru că le e frică în aceste momente. Tehnocrat însă nu te scapă de responsabilități. Va trebui să faci ceva și ca tehnocrat. Klaus Iohannis, de exemplu, dacă numește pe unul acum și ăla nu face nimic ca tehnocrat, probabil că se va întoarce tot împotriva lui această numire. Dar pare să fie singura valabilă în momentul de față, că altele nu mai sunt. Deci nu avem decât varianta unui politician, așa cum susține o parte a clasei politice, varianta alegerilor anticipate este prea îndepărtată și prea puțin probabilă, iar varianta tehnocratului ar mulțumi la suprafață oamenii care s-ar mulțumi cu puțin, aici mă repet intenționat. Deci cei care s-ar mulțumi cu puțin ar accepta într-o primă fază. Cam asta e situația în politica românească acum. Guvernatorul BNR Mugur Isărescu consideră că un guvern tehnocrat ar putea să facă față provocărilor, dar nu să fie el de data asta. Dacă ar avea parte de un mandat clar și limitat, adică cu obiective de macro-stabilitate economică, vorbe goale, cu asta nu te poți duce în fața oamenilor cu așa ceva. El a exclus că ar putea prelua conducerea executivului, dar a admis că premierul ar putea proveni chiar din Banca Centrală, cu condiția să fie tânăr. Liviu Voinea, sigur că este viceguvernator și în aceste condiții, iată, banca îl sprijină și l-ar sprijini și pe mai departe. Partidul Național Liberal a fost și el la această a doua rundă de consultări de la Cotroceni, într-o formație, aș spune, impecabilă, fără accidentați sau suspendați. Alina Gorghiu, Vasile Blaga și eternul Mircea Ionescu Quintus au compus această delegație. Liberalii, sigur că au început-o iarăși cu varianta alegerilor anticipate. N-au fost, de exemplu, ca domnul general Oprea, care a și demisionat de altfel din guvern, spune presa, ca să scape de explicații în fața Parlamentului în cazul motociclistului mort într-o groapă. Da, până la urmă, generalul Oprea, când s-a prezentat la Cotroceni, a zis că este de acord cu orice își dorește președintele țării. Cam cum spunea Victor Ponta pe 17 și 18 noiembrie anul trecut, după alegerile prezidențiale, când era de acord cu absolut orice. Ce bine, totuși, în viață să ai și momente dintre astea de docilitate absolută. Când stai cu o pisică pe canapea și aștepți să vină stăpânul să te mângâie, sau dacă vrea să-ți tragă un șut în bot, la fel. Tu să fii docilă și să aștepți. Avem un premier desemnat în persoana Cătălin Predoiu și numai când citesc asta, și ei veniseră exact ca elevul ăla în clasa 5-a, da, după sărbători, de exemplu după 1 mai, când venea cu lecția nefăcută și venea profesorul de română și îi spunea pe unde-i tema. Păi, am uitat caietul acasă, du-te după el. Te duceai după el, că pe vremea aia cu toții stăteam aproape de școală. Veneai peste o oră, două, trei, ăla te căuta. Evident că n-aveai tema făcută. Și atunci te întreba de ce n-ai făcut. Păi am fost plecat. Unde ai fost plecat? La țară. Și ce ai făcut la țară? Am tăiat porcul. Păi voi tăiați porcul și de 1 mai? Sigur că dacă ar fi fost un guvern suedez, norvegian, danez, finlandez, estonian, islandez, îi săltau părinții. De unde aveți bani să tăiați porcul de 1 mai? Dar fine, ăla zice mai că tăiau, da? Și asta era scuza elevului. Râdeam, sigur, la vremea respectivă, pentru că era o scuză de 2 lei, ca aia cum am uitat cheia acasă. E bine, asta se practică. Se practică, de exemplu, în închisori. Da? În arest. Da? Ajungi în arest și peste 2 zile ești grav, grav, grav bolnav. Practic nu mai poți să stai în picioare.
Asta este o scuză de tipul am tăiat porcul. E bine, când citesc asta cu Cătălin Predoiu la Liberali, am impresia că văd exact același lucru. El este premierul nostru din umbră. Există și un guvern în umbră. Partidul Național Liberal lucra în catacombe, underground, așa. Da? Ca în filmele lui Custurița. El pregătea Partidul Național, marele Partid Național Liberal, mă scuzați, pregătea viitorul așa undeva în străfunduri pentru ziua Z. E bine, iată că n-a fost pregătit PNL-ul pentru ziua Z. Cătălin Predoiu, dragii liberali, n-a mai trebuit expus ca nume. Singura șansa lui este aceea să-i fie uitat și numele și prenumele. Adică să treacă niște ani și la un moment dat să vină unul și să spună în piață, la televizor, n-are importanță unde, bă, dar cum îl chema pe ăla de voia să fie premier de la liberali? Și ăla o să zică, bă, stai un pic, ai dreptate, era unul, bă. Și să dai cu Google. Să încep să caut, să vezi cine voia să fie premier la liberali undeva în jurul anilor 2014-2016, așa. Adică nimeni să nu-și mai amintească. Să zică unul Predoiu, bă, nu era ăla, bă. Și abia după aia un bun timp să zic, parcă ăsta era, mă. Ăsta era, bă, Cătălin Predoiu. Deci asta e șansa lui în fața istoriei. Da? O uitare dintre asta forțată, să fim serioși. Cum să te prezinți astăzi, Cătălin Predoiu? Ce soluție să fie asta? Ok, omul a stat liniștit, cum a făcut și Căcărău, mai povestit asta, așteptându-și rândul, mă, s-a schimbat macazul. Am intrat dintr-o dată în altă eră. Ca ăla care aștepta într-o gară și între timp s-a desfințat calea ferată. Au fost filme de astea, capodopere în cinematografie mondială, unele dintre ele rusești, altele prin alte continente. Ăștia care așteptau un gard, da, să desfințească șina. Gara exista, dar nu mai ajungea trenul pe acolo. Din diferite motive, secetă, sfârșitul lumii, război, așa mai departe. Deci ce să facă Cătălin Predoiu? Și atunci sigur că variantele lor sunt deocamdată cele pe care le-ar agrea și Klaus Iohannis. Acum toată problema este următoarea, ca să o lămurim din capul locului, da? Ambele mari partide își doresc un om, un tehnocrat, dar care să fie mai aproape totuși de ei. Da? Adică, sau care să fie mai ușor de ademenit. Pentru că altfel ce te faci cu un tehnocrat? Care-i miza? Așa mai bine renunți la politică. Deci să vină unul care să n-asculte nici de PSD, nici de PNL. Fie o imensă înfrângere, deocamdată politica românească nu-și permite asta. Sigur că în fața oamenilor în stradă ei vin cu astfel de lozinci. Da, vrem și noi o politică curată, să facem altfel de politică. Ce altfel de politică? 25 de ani n-ați făcut nimic. Ce examenele se susțin, dragi politicieni, în zilele Z. Nu dai un examen la 45 de ani în contul unuia pe care trebuia să-l dai la 18. Da? Asta trebuia să fiți cu temele făcute sau parțial făcute, nu în momentul ăsta să spunem, a, da, și noi ne dorim tot exact așa. Păi nu v-ați dori până acum. Deci dacă nu se întâmpla catastrofa asta, voi nu vă doreați altceva decât tot borfași. Fiecare din aceste partide deținea un lot de borfași. Da, unul mai mare, altul mai mic, dar borfași, da? Pe care îi plasa pe eșichierul politic, așa ca bilele. Le servea așa dintr-o mașină de aia de tras bile. Da? Îi plasa pe toți în poziție. Cădea unul, da? Din diferite motive îl prindeau, de exemplu. Nu-i nimic, distribuiau pe altul. Deci mâna era permanentă, cum scuipă mașina aia. Da? A plecat una, vine alta. Da? Și numai asta făceau. Cum altfel, bă, să discuta acum, poate o să revenim la un moment dat, nu știu dacă astăzi, asupra iarăși a construcțiilor de autostrăzi. Vorbea despre faimoasa Pitești-Sibiu, aia pe care ne implorau și străinii occidentali să o facem, francezii cu Renault, nu știu ce. Dar cum să vii tu astăzi să spui că, păi, avem 5 variante? Da, studii de fezabilitate făcute cu duiumul, suntem pregătiți să vedem numai acum pe ce drum să o luăm. Păi și 25 de ani, de nu s-a făcut un kilometru în autostrada Sibiu-Pitești și tu vii asta să-mi spui că e gata, că totul e pregătit. Ce tupeu poți să ai! Dar să sperăm totuși că oamenii nu mai pot fi păcăliți cu asemenea porcării. Deci aici asta este miza. Se vorbește despre un tehnocrat, Dacian Cioloș este și el pe listă, care era la un moment dat omul lui Traian Băsescu, de exemplu, a apărut, nu știu câta oară, numele lui Călin Georgescu, pe care povesteam la un moment dat, l-am cunoscut personal într-un anumit moment și, așa cum spunea și Dan Puric mai devreme, aș avea încredere în el, deși nu mai știu cum a evoluat de atunci, ce s-a mai întâmplat. Părea la un moment dat un om interesant,
cu ceva ani în urmă, când am avut o întâlnire cu el și mi-a spus exact acest lucru. Zice, dom'le, dacă vreodată voi ajunge prim-ministru în România, că zice, am avut niște propuneri sau se vehiculează chestiunea asta sau s-ar putea întâmpla, eu habar n-aveam atunci de chestiile astea, mi-a zis, bă, aș face-o numai într-o singură condiție, să-mi numesc eu absolut toți oamenii. Dacă cineva îmi pune un om de la el putere și eu nu sunt de acord, eu nu vin. Ceea ce deocamdată s-a confirmat, pentru că acest Călin Georgescu n-a ajuns niciodată în funcția pe care presa, cel puțin eu, tot predestina. Da? Deci el n-a ajuns până acum prim-ministru, un om care asta promitea atunci, ceea ce într-adevăr era fabulos. Era fabulos pentru că la asta visam cu toții, asta s-a întâmplat acum 4-5 ani, poate chiar mai bine. Deci el de atunci n-a făcut niciodată pasul ăsta, deși știu că și Traian Băsescu rostea numele destul de des. A ajuns, a făcut altele, în fine, credeam că s-a îndepărtat definitiv de această posibilitate. A ajuns, de exemplu, la Centrul European de Cercetare al Clubului de la Roma, care are sediu la Viena. În 99 și în 2008 a fost numit coordonator al proiectului Guvernului României de Strategie Națională pentru Dezvoltare Durabilă. Cam cu asta s-o ocupa pe vremea respectivă. Și mie mi s-a părut seducător așa ca plan și, sigur, de o utopie fenomenală. Că asta e interesant la un politician, ca și la o femeie, până la urmă veți fi de acord, să te facă să visezi. Da? Și poate că de asta ar avea nevoie și strada, dar acum, sigur, nu suntem naivi. Ai posibilitatea asta în România? Păi bun, și vine Călin Georgescu, dar își numește oameni la toate ministerele. Ce se întâmplă? Îl pune pe Puric la cultură. Ok, nu doarme primele două zile Puric, așa cum a spus mai devreme. Dar cine îl va aproba pe el în Parlament, de exemplu? Că dacă nu-s oamenii lui, adică nu-s oamenii PSD-ului, vreau să spun, care are majoritate deocamdată, sau nu sunt oamenii PNL-ului, ce te faci? Degeaba încerci de unul singur. Așa credeam noi, mă rog, mai puțin, într-o mai mică măsură, și la Klaus Iohannis, care a devenit atunci președintele României într-o surpriză de proporții, în acest caz, un cataclism, mai ales cum a arătat turul al doilea al scrutinului. Bun, și ce-a făcut Iohannis? S-a înconjurat de Alde Mihalache. Ce a făcut? A ieșit în piața universității și nu știa să vorbească cu oameni. Care e experiența lui politică? Ce carismă are? Deci îți trebuie mai mult decât să fii integru. Da? Sigur, ăsta e primul lucru. Deocamdată politicienii ăștia, care sunt vehiculați în sfera peisajului public, nu respectă evident nici măcar acest criteriu și, atenție, nu l-au respectat niciodată. E clar. Și prin integritate nu spun acum ca să mă ia pe mine cu Duba sau să mă amendeze CNA-ul. Atenție, știu să mă joc cu cuvintele. Prin integritate nu asta spun, neapărat că ăla era hoț, ci faptul că nu era competent. Da? Lărgesc un pic termenul ăsta. A fi integru ar trebui să fii și competent. Da? Oricine a fost competent la noi, că n-a lăsat nimic în urmă niciodată. S-a pus la adăpost pe el, pe oamenii din jur, și n-a făcut altceva decât mici comisioane pentru cei din cercul său apropiat. Asta a făcut clasa politică. Uitând completamente de cei din jur. Dar eu aș merge mai departe și de altfel am mai spus asta de atâtea ori. Nu numai uitând de cei din jur, fiind și atât de prost pregătit, încât nu știa ce să le ofere literalmente oamenilor. Asta să furi, e simplu. Chiar nu-ți trebuie niciun pic de minte, împotriva ceea ce credeau de Bombonel sau Dan Voiculescu. Nu se trebuie minte ca să furi. Da? Bun, ama, sigur, suntem și în mijlocul unei vâlvătăi extraordinare. Nu-i momentul, poate, pentru toate aceste analize politice care ne duc în derizoriu categoric, dar asta e actualitatea la momentul la care vorbim. Evenimentul zilei, de exemplu, se ocupă cu totul și cu totul de alte lucruri. 18 cadavre autopsiate au decedat până la urmă, mă rog, nu cadavrele, ci oamenii au murit otrăviți. E vorba de 18 din 26. Asta a fost practic primul mare bilanț la sfârșitul primei nopți de derută. Erau 26 de morți. Atunci, bine, 18 ar fi murit din cauza inhalării de gaze toxice și a cianurilor care conțineau, chiar ne gândeam, bă, dar și bureții ăia, bă. Bun, erau ieftini, ok. Bă, dar chiar în halul ăsta, bă, să conțină substanțele astea, că practic asta a omorât mai mult decât focul, categoric. Între timp, spuneam, s-a ajuns la 47 de victime. Situația a devenit, într-adevăr, ieșită din comun pentru toată Europa. Ați văzut medici străini, avioane care, NATO chiar, care transportă răniții,
medici venind din alte țări și spunând că așa ceva n-am mai văzut niciodată. Presa, sigur, își imaginează și ea tot felul de scenarii. Mi-a plăcut aici intervenția brokerului Cristian Sima, care scrie și despre memoria deontologilor, pentru că, așa cum spuneam, mulți pârliți astăzi încearcă să iasă la suprafață, după tot rahatul ăsta pe care l-au mâncat ani de zile, și acum ce au de făcut? Jurnaliștii în situația asta, dragi prieteni, sunt ca politicienii. N-au decât două variante. Una, să treacă de partea norodului, și în cealaltă, să nu mai existe. Dar cum să nu mai existi? E destul de complicat. Și atunci, te dai și tu de partea cui trebuie. Asta înseamnă marii noștri deontologi. Și ne reamintește aici Cristian Sima că jurnalistul Cristian Pantazi, pe care l-a mai pomenit zile trecute, care scrie la Hot News, în imparțialitatea lui, da, un tip imparțial astăzi, nu-i așa, care ne dă numai sfaturi bune, era sluj absolut în fața fostului șef al statului, Traian Băsescu, la a doua suspendare a acestuia. Îți aduce aminte, scrie Sima, când a venit Băsescu în birourile de la Hot News, la a doua suspendare, și când eu i-am spus să facă cum a făcut De Gaulle și să le spună v-am înțeles, și cum erai tu sluj în fața lui, mai să-mi închizi mie gura, deși erai angajatul meu? Ai dreptate în ce scrii, dar pune și ceva cenușă în cap, că nu strică. Pe vremea aceea și tu și Tăpălagă erați orbi, nu vedeați nici problema Udrea, nici marile greșeli ale președintelui, un pic de decență nu strică. Așa e când iei partea politicienilor. Acești oameni, altfel respectabili, cum ar spune cineva, au comis și ei acest păcat tipic jurnalistic, da? De a se îndrăgosti, între ghilimele, de a pune prea multă pasiune acolo unde nu merita. Mai ales că în politică nu ești chiar atât de slobod la gură pe cât poți pretinde. Cu atât mai puțin cu cât lucrezi în slujba cuiva. Și atât că vremurile s-au întors și astăzi, sigur, trebuie să întorci și tu. Să sucești Kalașnikovul ăla, da? Virtual sau imaginar, pe care l-ai avut permanent sub braț, dacă ăla te-a ținut în viață, nu Condeiul, Kalașnikovul te-a ținut, da, s-o sucești acum și să te dai practic de gol, pentru că, iată, memoria unora te scoate imediat la suprafață. De ce să pui atâta pasiune în niște lucruri care, iată, s-au schimbat? Dar e cazul multor jurnaliști. Am mai citit la Dan Tăpălagă astăzi o altă mare prostie, el încercând să apere puritatea și inocența unei nații și a unui destin, zice la un moment dat o chestiune că, domnule, ăștia din piață până la urmă marchează și despărțirea românului de televiziunile de știri. E sigur, o idee mai largă acolo, n-am timp acum să comentez toate tâmpenile lui ăsta. Dar ideea, sigur, mie nu pleacă de la o idee greșită. Vreau să spun că dedesubturile sunt false. Adică în ce sens? Această manifestație a străzii, până la urmă, condamnă la moarte, practic, televiziunile de știri, ne mai enunțându-le, da? Vreau să spună despre Antena 3, RTV și B1, că astea sunt televiziune pe care le are el în grijă. Era o bucățică de paragraf pusă exact artificial acolo, pentru că aș vrea să le reamintesc ceva. Și iar îmi pare bine că am ajuns la subiectul ăsta. Din păcate nu e așa. Pentru că cei care sunt în stradă nu se uită la televizor. Cei care sunt în stradă nu s-au uitat niciodată la televizor. Ei au învățat politică în 2-3 zile, pentru că tot prostul poate să învețe politică. Cum tot prostul poate să învețe și fotbal. Da? Ei nu sunt niște oameni care să se uite la televizor. Populația vârstnică a României se uită pe canalele de știri, iar aceasta nu se va dezlipi de acolo. Da? N-are nicio importanță câte revoluții vor fi în stradă, oamenii au obiceiurile lor și vor continua să le aibă. Nu, vorba francezului, nu înveți o maimuță bătrână să se strâmbe. Da? Să nu crezi tu, Tăpălagă, că ăia care stau în cartierele mărginașe ale Bucureștiului sau ăia care au venit de la țară la oraș se vor schimba de mâine opțiunile. Nu. Iar tineretul nu se uită la televizor pentru că el nu s-a născut cu mania asta. Noi eram ăștia, generația 40. Ăștia suntem cei care, după Revoluția din decembrie 89, ne-am mai uitat 3 luni la televizor fără să ne desprindem ochii de pe ecran. Și așa ne-am obișnuit. Atunci toate gospodinele, da? Toți gospodarii, toți tehnicienii, toți zugravii s-au îndrăgostit de actualități la Revoluție. Da? Lumea era ahtiată după informație pură, sănătoasă.
să cumpărau ziare atunci. Ziarele tipăreau într-un milion de exemplare. Te uitai la televizor de dimineața până seara. A fost ca un drog, ca o cafea, ca o țigară. Generația de astăzi nu s-a născut în crisparea aia. Ei nu se uită, habar n-au ce e aia televizor. Sigur, mai bine. Uitam și eu zilele astea, pentru prima dată recunosc pe mult timp, nu mai am aici TV Mania, dar v-aș fi citit, cum arată, tehnic vorbind, programul unei zile la Pro TV sau la Antena 1. Deci aceste televiziuni generaliste sunt niște criminale în societate, permit să spun. Deci ceea ce fac ele acolo este obiectul unor altor revoluții, da, care ar fi extrem de utile să fie făcute de către oameni. Numai că asta nu interesează pe nimeni. Din păcate. Deci este o manipulare mult mai mare decât a televiziunilor de știri. Deci în afară de știri, m-am uitat foarte clar pe scheletul de program al Pro TV-ului, dar primul canal din România ca audiență. Deci în afară de buletine de știri, nu sunt decât emisiuni tabloid, da, sau de cancan toată ziua. Abia după miezul nopții încep niște filme de alea horror sau seriale mai degrabă, pentru că seara nu-și mai permit, dau serialul ăla cu maneliști, cu cocalari, cu de aia cu burți mari, las fierbinți. Deci asta este tot scheletul de program al celui mai important canal din România. Păi este de 100 de ori mai nociv decât ce fac televiziunile de știri, domnul Tăpălagă. Da? Poate că și dumneavoastră ca și mine nu v-ați uitat niciodată pe acest schelet de program. Este revoltător. Deci la Pro TV și la Antena 1 sunt emisiuni cu Vica Blohina, bă, de dimineața până seara. Și cu cetățeni de nivelul ăsta. Uitați-vă atent pe structura lor de program. Știri, cancan, știri, vodevil, știri, emisiuni de lăutărești, știri, filme horror. Deci nu există nimic, nimic toată ziua. Societatea asta de astăzi, cei care nu se uită la canale de știri, pentru că v-am explicat de ce, nu au fost educați în spiritul ăsta. Nu sunt niște oameni interesați de actualitate. Tânăra generație, și aici includ chiar și pe jurnaliștii care prezintă știri sau se ocupă cu știrile, ei nu sunt pasionați de știri. Da? Generația asta de 25-30 de ani nu are asta în sânge. O face ca pe o meserie. Ești prezentator de știri, bun, dar te interesează mai mult să ieși în oraș după știri. Să-ți faci unghiile, să te duci să mănânci undeva, să ieși un weekend cu un prost. Da? E mult mai interesant. Eu nu trăiesc din știri. Fac pariu cu cine vrea în societate că genul ăsta de oameni care lipsesc două zile de acasă, că se duc în weekend într-un rahat undeva pe de cabană, pe Valea Prahovei, se deconectează totalmente. Eu nu trăiesc aceste evenimente. Așa sunt și oamenii pe care îi vedem în stradă. Dar ăia se uită la Dan Negru, se uită la Papagalii de la Pro TV, se uită la Canal D. Ei n-am mai pomenit de Canal D, că e al treilea canal. Identice sunt scheletele de programe tuturor. Deci nu există nici măcar o emisiune la care să te poți uita. Da? În afară de acele buletine de știri, care sigur că sunt inutile, pentru că și televiziunile de știri, cel puțin 5 la număr, asta fac toată ziua. Deci ce să înveți din societatea asta până la urmă? Radio-uri noi nu avem. Fiind serios, nu există niciun radio generalist în momentul de față în România. În momentul de față. Niciun radio generalist corect. Hai să te informeze de dimineața până seara, nu să dea muzică. Deci de unde? Ziarele, pe câtă lume cumpără ziare? Să vând 20.000 de copii. Într-un ziar nu 400.000 cât să vând în Occident. Și ăștia sunt oameni care trăiesc din părerile celor care au murit cu Stalin. Da? Asta e România. Dar avem avantajul internetului. Că sigur, până la urmă aici ajungem și ăsta a mai deșteptat într-un anumit fel societatea. De aici a venit și năpasta oamenilor din zilele astea. Am mai spus-o, de altfel eu măcar am avut curajul să o spun direct. Internetul este cea mai mare descoperire din istoria planetei, din toate timpurile. N-a existat niciodată în lume așa ceva, niciun secol. El este capabil astăzi să-ți modifice viața oricum. Să faci orice pe internet. Iată, chiar și revoluții. Cât ar fi crezut asta în momentul când a apărut netul? Că să vă faci revoluții acolo. Foarte ușor chiar. În România, unde clasa politică este o mămăligă ușor umflată, poți să faci ce revoluție vrei tu când vrei. Și sperăm că, sigur, acest internet, care, într-adevăr, dezumanizează, într-adevăr, nu duce nicăieri, practic, pentru că internetul, am mai spus-o, 95% din situații este folosit pentru găinării. E-mail, Facebook, tâmpenii de genul ăsta, nu te informezi de pe internet. Sau dacă te informezi, te informezi din întâmplare.
Da, sunt foarte puțini cei care, într-adevăr, fac acolo ceva util. Dar, chiar și în aceste condiții, el poate să-ți dea peste bot. Te poate arunca în neant. Adică un guvern de tipul Ponta n-are nevoie de prea mult. Vă dați seama ce fragil era? Păi l-au dat jos niște oameni care habar n-aveau ce se întâmplă în societate. Asta e realitatea. Oameni care au văzut criza, da, socială în momentul respectiv când a izbucnit într-un incendiu, într-un club unde se cânta rock, da, care era, sigur, apanajul acestor tineri, boom-ul pe care l-a făcut în societate, fumul care a ieșit, da, fără jocuri de cuvinte, haosul ăla, oamenii fugind în toate, și au dat jos guvernul. Da? Deci de la un club, de la o hrubă, da, unde se cânta muzică rock, cine s-ar fi putut gândi la așa ceva? Sigur, cu ajutorul acestui internet. Deci sunt multe ramificațiile. Bine, i-am pomenit pe băieții ăștia, nimeni n-a crezut vreodată în integritatea lor. Că poți să fii bine pregătit, dar să fii hoț. Adică să-ți vii în sufletul degeaba. Și după aia e greu prin puzzle-urile astea să mai recuperezi. Că așa au încercat să facă toți. Da? Deci pe undeva și voi sunteți tot în această, tot în această oală a clasei politice, care și tot schimbă vestea aia de un infinit de ori. Da? Eu nu zic acum că toți aveți curajul și competența și valențele să-i înjurați pe toți. Pentru asta trebuie bărbăție, trebuie curaj, trebuie informație. Da? Nu trebuie lălăială. Da? Nu înseamnă că dacă scrii niște cuvinte să zornăie, da, și să facă niște fraze frumoase, ești băiat deștept. Nu e așa. Trebuie mai mult decât atât. Da? Înțelepciunea sau cultura nu se rezumă la niște texte scrise din când în când, da? Și citite de un public care se uită pe net. E mai mult decât atât, credeți-mă. Da? Și dovada este că la televiziune, când ați venit, n-ați făcut nimic. Asta spun. Deci a face pe deontologul nostru, și sigur mă adresez practic tuturor aici, pentru că ăsta e un meci corect de purtat. Ne batem cu politicienii, dar de ce să nu ne batem și între noi? Atâta timp cât și aici există demagogie. Că și aici există fățărnicie, că oamenii sunt tot ăștia. Că dintre jurnaliști ajung purtători de cuvânt, da? Câți nu s-ar duce astăzi direct într-un guvern dacă li s-ar propune? Și ce ar face acolo? Ne-ar mânji pe toți cu gem pe față, ca să nu spun cu untură. Ce contează? S-ar întoarce împotriva străzii cu toții, că doar de acolo provin băieții ăștia, finalmente, nu? Cine s-ar fi gândit în 1989 că va ajunge în politică? Doar el n-avea nicio pregătire. Și ăștia care fac politică astăzi, crezi că s-au văzut vreodată conducând o țară? Ce țară? În Etiopia, poate. Aici, într-un caz, nu la noi. În fine, asta este cu tehnocrații și asta este cu oamenii care încearcă să ne facă să credem că adevărul e în altă parte. Bun, spuneam astăzi că medicii de la Institutul Național de Medicină Legală, am și arătat niște imagini, evenimentul zilei, au făcut publice în urma analizelor toxicologice efectuate concluziile în cazul celor 26 de persoane decedate la fața locului în incendiu de la clubul colectiv. Deocamdată la atât s-a ajuns, pentru că apoi, de la 27 încolo, s-a murit la spital. E precizat că pe lângă arsuri, victimele au prezentat concentrații în sânge de monoxid de carbon și de acid cianhidric în doză toxică, net peste valorile letale, deci niciunul dintre ei n-ar fi putut să scape. Dar interesant este, că asta e știrea, de ce abia astăzi medicii de la Spitalul de Arș au anunțat că au primit de la Ministerul Sănătății kituri, așa numitele kituri, se scrie cu capa, pentru intoxicația cu cianuri, care au subliniat că deocamdată nu le pot aprecia utilitatea. Da, asta e o chestiune foarte interesantă, da? Și sigur că dacă te pui în locul familiilor victimelor, sigur că asta poate să fie un început de poveste, un început de dramă, evident. La fel cum și transportul pasagerilor răniți, mai mulți sau mai puțin grav răniți spre străinătate, va reprezenta la un moment dat o dilemă. Bun, erau greu de transportat, categoric, erau în stare atât de gravă încât nici nu mai merita să faci asta. Până la urmă, era același lucru că murea în străinătate sau în țară. Am văzut cazul toboșarului care a murit într-un avion care îl ducea spre Elveția. Sigur că sunt argumente pro și contra. Dar și acolo să știți că sunt unii care vor veni și vor spune: bă, dar dacă s-ar fi făcut un pic mai devreme lucrurile astea. Dacă un pic mai devreme, da. E greu. E greu să vii să-i contești pe oameni, să le toți pui aceleași plăci, da, pe care le-am auzit întotdeauna. Bă, întotdeauna. Asta că noi suntem creștini, că avem cei mai buni piloți, cei mai buni medici. Bă, asta le auzim de fiecare dată. Bă, așa o fi. Ați văzut cum arată țara afară și cum arată țara la noi? Să știți că în secolul 21 nu mai contează asta.
Asta aș reproșa și viitorului sper ministru al culturii, Dan Puri, da? Faptul că a te duce în străinătate și aș vedea de destinul tău acolo nu e o înfrângere. Dar din potrivă, e o șansă. Da? E o șansă. Că asta nu înseamnă că ești mai puțin român. Da? Și nu înseamnă că România, dacă își trimite toate elitele peste hotare, la un salariu decent, nu pontist. Da? E nu ca să câștig 220 de euro pe lună sau să mărească la 230. Nu, să mă duc să câștig 10.000 de euro pe lună. Să trăiesc în condiții de asigurări sociale corecte, o lume în care să respir corect, în care să ai o șansă, în care să aibă copii o șansă, nu e o înfrângere. Da? România nu se dezumanizează sau nu devine țară de mâna nu știu câta dacă elitele pleacă spre alte locuri. Asta este soarta celor mici peste tot pe planetă. Să știți că nu numai la noi se întâmplă la fel. Toate țările. Da? Țările baltice își doresc să ajungă mai departe și țările balcanice își doresc toate celelalte. Da, și țările din Nordul Africii își doresc, fiecare încearcă să se ducă acolo unde pe planetă lucrează cu adevărat elitele. Și asta e o tâmpenie mare cât casa. Mare cât casa, să considerăm că vin alții și ne batem joc. Nu, ei sunt mai dezvoltați decât noi și asta e teoria, asta a fost legea pe planeta asta de când ne știm. De la legea junglei, la ăla care era mai tare, astăzi la cel care are mai mulți bani sau este mai competent. Ne-au parvenit și nouă multe documente, dar, din păcate, n-avem timp de toate. Iată ce să scandal la un moment dat prin piață. Nu vrem stat condus de poichi, securiști și interlopi. Vrem medici și spitale, nu moaște și catedrale. Acum, două vorbe și despre această situație, cu luarea de poziție a patriarhului și a oamenilor din jurul său, care au rectificat tirul. Și după primele greșeli de comunicare și nu numai, după lașitatea pe care au dovedit-o sufletește, parcă s-au mai muiat un pic și văzând că totuși strada îi poate alunga și pe ei și că nici măcar biserica nu-i bătută în cuie atunci când vine revolta peste tine, ca un tsunami, nici măcar ei nu mai sunt eterni, s-au întors mișelește precum băieții ăștia de pe la Hot News-uri, da? Să se mai alăture un pic mulțimii. E bine, nu, fraților. Așa cum vă spuneam și mai devreme, că examenele se dau atunci când sunt de dat, nu atunci când vrei tu să le dai, faptul că biserica nu avea această maturitate de a prezenta din suflet, atenție, nu de pe hârtie. Eu n-aș fi vrut ca prea înalt, prea sfințitul sau prea fericitul să vină și să-mi citească un text în fața clubului colectiv sau la spitalele de arși. Nu, eu vreau să-mi spună din suflet ceva, pentru că s-ar fi simțit. Dacă ar fi spus ceva fals, s-ar fi simțit din nou. Deci biserica în ziua Z, în momentul în care trebuia să comunice ceva, a comunicat așa. Oamenii ăia își merită soarta pentru că ei nu veneau la biserică, se duceau în cluburi, iar în cluburi e satana. Asta a fost răspunsul bisericii. Singur, după aia rectificat și cu ajutorul politicienilor și așa mai departe. Ei, fraților, asta înseamnă pregătire, asta înseamnă morală, asta înseamnă suflet. Așa cum politicienii, vezi Victor Ponta, vezi Klaus Iohannis, habar n-aveau de politică în momentul în care s-au pus în celălalt mare dosar al ultimelor luni refugiații și au venit și au spus tâmpenile alea amendabile și de un copil de clasa a patra, că noi nu putem să primim decât pentru că suntem niște leneși, niște borfași, ei care aveau toți case în care puteau să locuiască sute de oameni nenorociții. Ei nu erau în stare să primească niște amărâți din alte țări. Ei amărâții, că ei toți sunt fii de țărani. Toți sunt ultimii oameni, dar toți au trăit cu apă nepotabilă și cu WC-ul în fundul curții. Dar ei nu erau în stare să primească pe nimeni, mă, în societatea românească. Bun, ok, dar în prostia lor măcar s-o fi spus la cârciumă. Ei au venit și au spus-o pe post. E, din momentul ăla, credeți-mă, s-a terminat. Al de pantazi și tăpălagă, suciți-vă, bă, vestele de pe acum. Nu mai e cazul să susțineți astfel de lepădături. Ce politician ești tu când spui o asemenea tâmpenie, bă? Și european, pus de europeni, nota bene. Klaus Iohannis era necunoscut în România cu 3 luni înainte de alegerile prezidențiale. Deci pus de europeni cu mâna sau de americani, el a venit și a spus tâmpenia. Păi ce poți, bă, să deduci din el? Nu era pregătit, da? Nu-și făcuse lecțiile. Dar ca ăla care se duce la facultate, după anii ăia de liceu, de treaba lui, 5-7 ani de acasă, școala generală, liceu, a ajuns la facultate, este bâtă. Nu știe să spună nimic, da, de el și-a luat examenele. E adevărat, dar cum le-o fi luat? E așa și ăștia. Deci, atenție, cu ură înainte și înapoi vis-a-vis de această șleachtă
pe care Biserica SRL din România o reprezintă astăzi, cu ură, tată. Niște oameni nemiloși, nu au absolut nimic în comun cu valorile pe care le vehiculează, absolut nimic în comun, niște șnapani ordinari, și care n-aveau decât ură și răzbunare în momentul ăla, că ăsta este sentimentul. Uite-i nenorociții, în loc să vină în biserică, s-au dus la rocul ăla de căcat. Asta le-a venit lor să spună și asta au spus. Scria bine Kamikaze, știți de ce nu venim proștilor la voi în biserici, adică prea fericite, că sunteți scumpi și puneți muzică nasoală. De asta nu se duc tinerii acolo, da? Dom'le, noi am fost singurii, și de asta îmi permit să adâncesc acest subiect de câte ori pot, singurii care ne-am dat seama de pericolul pe care reprezintă Biserica Ortodoxă. Nu veniți mie cu discuții de asta de creștinism. Nu veniți mie cu discuții de asta că avem bani. Putem să construim și biserică, sunt bani și pentru spitale și pentru drumuri. Nu despre asta e vorba. Nu despre asta e vorba. Este vorba de măruntaiele acestui caz, de dedesubturile lui. Ce vedem noi astăzi la suprafață de-i spune în Biserica Ortodoxă este securitatea de pe timpuri. Numai securitatea, ar fi spus exact așa. Și puneau pălăria aia și spuneau, a, las că bine, păți că și așa îi duceam la canal. Exact așa. Sigur, nu în public, că pe vremea respectivă n-aveam unde să te exprimi și nu se ducea în scânteia securistul să spună bine le-a făcut, dar să mușamaliza cazul. Nu interesa pe nimeni. Și în sinea lor, oamenii, noi nu vorbim acum ipocrit. Vorbesc despre ce spun oamenii. Ce credeți că au spus pochii în dimineața când au aflat? Că ei se culcau de dracului sau erau la orgii. N-au aflat ei în seara respectivă. Ce au spus sâmbătă dimineața? Sau nu, că joi a fost, pardon. Ce au spus vineri dimineață? Dă-i dracu, bine, bine au pățit-o, păcat că nu erau mai mulți. Pot să fac un pariu cu oricine despre chestiunea asta. Pot să fac cu oricine pariu că exact astea au fost vorbele lor. Acolo, între ei. Pe care unii, ca răzbunare, ca atâta știu, niște oameni limitați din toate punctele de vedere, niște borfași exact ca și politicienii, care au văzut că de ei nu se atinge nimeni și au zis, hai să-i facem pe ăștia muci, da? De asta trebuie să avem o revoltă permanentă. Mă bucur extraordinar că tinerii de astăzi au înțeles acest lucru și că ies cu astfel de documente, să le spun așa, în piața publică. Pentru că de astfel de oameni trebuie să ne temem la fel ca și de securitate. Dar cine sunt ei? Ce, că erau imuni și că nu plăteau impozite sau că vehiculau niște idei de astea de la 1001 de nopți? Mă interesează pe mine rahaturile astea. Cum să spui, bă, când de la tine asta se așteaptă, bă, ca părinte? Nu să iei bani la mormântare, da? Nu să vii cu Mercedes-ul, nu să construiești catedrale de neam prost. O vorbă bună, boule! Da? O vorbă bună puteai să spui și tu. Din suflet, bă, acolo. Lingăii din presă. Imediat ar fi dat-o pe toate paginile. Uite biserica, toți plângăcioșii ăștia de pensionari. Da? Toate rebuturile societății s-ar fi înclinat și ar fi zis, uite bă, biserica. Și în realitate nu făcea nimic. Te înjura pe sub sutană și venea și îți spunea mesajul ăsta, caloric. S-ar fi spus, uite, noi suntem alături de poporul nostru, suntem creștini. Dumnezeu i-a luat pe îngerașii ăștia. Porcăriile astea. Da? Veneai și le spuneai. Și măcar de atât n-au fost în stare. Cum să ierți, mă, pe oamenii ăștia? Ce mai contează că ăla a venit și a spus, l-am văzut pe unul, cu sandale, cu ochelari, tipul ăla de popă tânăr, șmecher, da? Care se mai descurcă un pic și pe net, hoțul ăla, are 3-4 gagici, tinerel. L-a zis, aștept primul concert rock să mă duc cu sutana acolo să dansez și eu. Pe care concert rock, mă? Dacă erai chiar așa de înfierbântat de concertele rock, spune și mie vreo 3-4. Că dacă ești rocker, tu știi ce concerte vin. Cum știu eu ce meciuri vin, de exemplu. Da? Pe ce? Eu așa te iau. Tu spuneai și tu care concert. Evident că tu habar n-aveai. Tu nu te duceai niciun concert. O spui acum așa. Că lasă-vă că nu mai e timp de concerte acum. Să mai duce nimeni în concerte. Stați voi acasă, nenorociților. Hai, acasă toată pochimea. Da? Ne-ați păcălit destul. Șmecherilor, hoților. Ne-ați păcălit destul. Credeați că vă merge, a? E, uite că nu e așa, bă. Și, sigur, ca un făcut, ia uite-i, bă. Biblia ilustrată. Bun, atenție, nicio legătură, sigur, între poveștile astea bine ilustrate și dregătorimea asta de 2 lei despre care vorbim noi, nu. Aici sunt cu totul și cu totul alte lucruri vehiculate, că preoți crezi că au înțeles ceva.
din Biblie, dar au răsfuit-o, n-au priceput nimic. Dovada, da, examenul de maturitate pe care nu l-au trecut în fața societății. Biblia ilustrată așadar, greu de purtat, vă trebuie o valiză, asta s-ar putea să vă controleze pe stradă la valiză, 149 de lei. SMS cu textul litera la 1800, tarif normal. Vine omul acasă când bate la ușă, depinde cine sunteți. Eu spun că mai bine să nu deschideți, să lasă pachetul acolo. După vreo jumătate de oră băgați banii pe sub ușă. Da? Exact ca la aparatul ăla de unde vă scoateți biluțe de alea sau lănțișoare. Fetele astea care mai mergeți pe la mall. Dar atenție și cu mall-urile astea, că o să vină preoțimea la următorul, vine un incendiu la un mall. Ce o să spună preoții? Păi voi în mall-uri în loc să veniți în biserici. Da. Bun, ne întoarcem după pauză publicitară să încheiem cu ultimele informații. Ne-am întors pe final, dragi prieteni, evenimentul zilei v-am arătat despre ce e otrăviți. În adevărul, demisia generalului Oprea pentru a scăpa de date explicații, chiar și Andrei Pleșu scrie despre cele 5 greșeli ale bisericii în cazul tragediei din Clubul Colectiv. Am frunzărit un pic și am văzut că una dintre ele ar fi că patriarhul era prea nervos. Corect, pe asta am spus-o și noi. Iar Nicolae Bănicioiu, Ministrul Sănătății, spune să mă întrebe cineva dacă sunt morții ascunși prin spitale în saci, mi se pare deplasat. Pe a făcut-o Radu Moraru, ca pe vremea lui Corneliu Vadim Tudor. Dar pentru prostiile astea nu răspunde nimeni niciodată, din păcate. Și o luăm iarăși de la capăt. Mâine o să vorbim despre cum vrea monarhia să revină la putere în România. Pe mâine seara.